La sala sportului din municipiul Rădăuți a fost instalată duminică seară o tabără mobilă pentru refugiații din Ucraina, amplasată lângă grădina zoologică municipală. Până aproape de miezul nopții, atât autoritățile din Rădăuți cât și voluntarii au muncit pentru organizarea acestei tabere, montându-se 200 de paturi pentru refugiați. Luni s-a lucrat la finalizarea taberei mobile.